UEFA împlinește 60 de ani de la apariție și, printre altele, marchează acest eveniment printr-un sondaj care să desemneze cel mai frumos gol din istorie. Pentru acest top au fost selectate 60 de reușite din cei 60 de ani de existență ai UEFA. Din 1954 până în prezent, oficialii le propun fanilor să voteze cel mai frumos gol din istorie. În top apar goluri reușite de cei mai mari fotbaliști ai ultimei jumătăți de secol, iar fanilor li s-a cerut să voteze cea mai frumoasă reușită. Până în acest moment, topul este condus chiar de reușita regelui Gheorghe Hagi, al cărui gol din partida cu Monaco din 2000 i-a adus peste 287.000 de voturi. Fostul pandur Eric de Oliveira a reușit un gol de colecție în confruntarea din Europa League cu Fiorentina. Forfeca laterală a lui Eric a strâns până acum 16.833 de voturi, suficient ca să depășească reușita lui Marco van Basten din ediția de Champions League din 1992, dar și pe cea lui Raul González din partida dintre Manchester United și Real Madrid. Acest concurs, în urma căruia se va alcătui un top 10 al celor mai frumoase goluri din cei 60 de ani de la înființare UEFA, va continua până pe data de 25 noiembrie 2014. Pentru a vota, fiecare suporter trebuie să se autentifice pe site-ul UEFA și să voteze golul preferat la secțiunea UEFA 16 Years. De asemenea, cei care votează vor putea primi și cadouri din partea UEFA, constând în minge, ochelari de soare sau brelocuri.